întrebare pentru colegul meu, Pavel. Tu, în momentul ăsta, trăiești din vânzarea de teme WordPress? Ok, deci vânzarea de teme WordPress pentru tine este, îți aduce suficient de mulți bani cât să nu îți mai e un job. Ok. Cred că ăsta este un aspect foarte important, dar văd că nimeni nu l-a întrebat și nu înțeleg de ce nu aveți curiozități de astea financiare. Nu facem teme WordPress. Chiar și în România, se pare că începe să meargă destul de bine treaba asta cu temele WordPress făcute de persoană fizică, da? Tu ai firmă sau te dai prin PayPal fără factură, fără nimic? Ok, nu deci chiar nu e nevoie, ce? Nu mă întreba chestia asta. De ce? Că e perfect legal. Chiar merg lucrurile astea, da? Deci nu mai e nevoie de o firmă, nici măcar de o formă juridică simplă, cum ar fi persoană fizică autorizată. Putem vinde... 3.000 de euro ai dat. Eu cred că e suficient. 30 pe an. După 3.000 trebuie să faci o confirmare. Da, ai nevoie de niște o factură de utilități și nu știu ce. Ca persoană, persoană fizică. Da, ca persoană fizică. Da. Deci, e soluția perfectă pentru orice student sau nu știu. Serios, mi se pare foarte, foarte ok că nu mai avem nevoie de joburi pe perioada facultății, da? Că putem face foarte ușor bani de acasă. De asta am tot scris și pe blog și am tot zis în nenumărate rânduri că e bine să urmărim absolut toate trendurile astea care apar și să încercăm să schimbăm mentalitatea asta de 18 ani egal job. Poate la noi nu mai e cazul, că am trecut de mult de vârsta aia, dar cu siguranță avem prieteni sau vom avea la un moment dat copii. Și serios! Mi se pare dramatic ce se întâmplă în momentul ăsta sau ce se întâmplă acum 5 ani, 10 ani, când noi aveam vârsta respectivă și mi se părea că ai mei îmi puneau să mă angajez la 18 ani, trebuia să am un job ca să fiu ok, da, pe toți ceilalți la un job. Și văd acum toate posibilitățile astea și mă uit la ce face Pavel și Mi se pare de simplu, doar și-a urmat o pasiune, nu? Ai făcut cursuri speciale ca să faci o temă WordPress? Nu am făcut. Serios, este foarte, foarte tare. Da. Eu aș avea întrebare pentru Pavel. Dacă te-ai gândit să vinzi teme prin motoare de ateliere. De ce? Prin motoare de ateliere. Păi sigur, folosim mai... Și care să facem? Folosim mai step de ateliere prin junkie. Adică oferim o comisioane de 25% tuturor care vin temele noastre prin link-urile lor. Și are succes? Sigur, are succes. Cum am spus, Răzvan, avem deja 300 de afiliați. Adică asta înseamnă de la 300 de alte bloguri care, respectiv la orice temă nouă apărută, ei fac comisiile lor. Și respectiv sunt, practic, vreo 10 bloguri de WordPress teme care, de la care și primim foarte multe viste, inclusiv și clienți. Adică nu ne deranjează faptul că pierdem 25% din costul temei, adică ne rugăm chiar să fie acest număr cât mai mare. Adică odată cât afiliați mai mult, cât afiliați mai mult avem, cu atât și mai mult vânzări, sigur. Spuneai că nu mai ai nevoie măcar de PFA ca să faci, să vii niște teme, dar ce faci dacă clientul îți cere factură? N-ai un prieten care are un PFA?
Nu, e urmă la bine asta cu prietenul care e firmă. Eu zic din experiență proprie, că nu-ți mai de nimeni fac proiect. Bine, e de înțeles, pentru că poți să ai probleme tu ca firmă. Mă gândesc dacă lucrezi cu o firmă, firma poate în cealaltă factură că vrea să te conteze ca și cheltuială. Da, da, da. Eu chiar și în prezent mă confrunt cu problema asta. Am renunțat la orice formă juridică pentru că anterioara tentativă de genul ăsta a fost soldat cu eșec. Nu prea sunt soluții, cel puțin în România, pentru a rezolva o problemă de genul ăsta, decât, cum a zis el, apelez la un prieten care are o firmă și plătește TVA-ul și toate taxele care are nevoie în plus, dar și acolo sunt probleme pentru că el trebuie să scoată bani din firmă să ți dea ție cash și nu e ok. Mai există varianta contractului de colaborare, la care tot apelăm în ultima vreme, care nu este atât de avantajos pentru firmă, dar este o soluție legală mai gri. Noi, cel puțin pe partea de blogging, pe publicitate și pe design, lucrăm foarte des cu contracte de colaborare sau de drepturi de autor. Dar te pune pe drumul plătit. Te pune pe drumul, trebuie să te duci să declari ca să-ți plătești taxele, bla, 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 în termen de 30 de zile de la data semnării. În afară de contractele astea, nu știu, până